Acțiunea se petrece într-un sat de pescari. Tânărul pescar Vasile se îndrăgostește de învățătoarea Ana, fata bătrânului brigadier Teodor. Acesta este împotriva căsătoriei lui Vasile cu Ana, pentru că lui Teodor îl urăște pe Ion, tatăl lui Vasile, încă de mult, când fiind tânăr, între cele două războaie mondiale, se îndrăgostește de Florica, mama lui Vasile, care totuși s-a căsătorit cu Ion, ceea ce Gheorghe n-a putut să uite. Păi cum? Așa e. În favoarea dragostei dintre Vasile și Ana, intervine mătușa Mărioara, cumnata lui Teodor, care și ea, la rândul ei, suferise foarte mult în tinerețe, tot între cele două războaie, așa, din cauza opoziției părinților ei, care au silit-o să se mănânce cu Petru, fratele lui Ion. Așa, și nu cu Teodor, tatăl Anei. Da, pe care părinții ei nu îl doreau, din cauza că Petru avea lot ca lui și Teodor n-avea lot ca lui, fiind mai sărac. Fiind sărac, n-avea lot ca lui. N-avea. Tușa Marioara, în acțiunea ei de sprijinire a dragostei celor doi tineri, ceru ajutorul primarului Andrei, care, în tinerețe, între cele două războaie mondiale, se îndrăgostise și el de Marioara, dar nu i-o mărturisise decât după cel de-al doilea război mondial. Astfel că fusese nevoit să se căsătorească cu sora lui Toade și lui Gheorghe, devenind și el unchiul la Anei, la care ține foarte mult. Nu însă și la Vasile, care îl criticase într-o ședință a Consiliului Popular pentru că amânase construirea unei școli elementare. Deși vinovat de amânare nu era primarul, ci vicepreședintele Consiliului Popular, Costică, care o iubise și el pe Ana, dar pe care bineînțeles că Ana nu-l iubește, tocmai fiindcă vicepreședintele Consiliului a dat întâietate construirii unui bufet modern luminat cu neon, în loc să aprobi construirea unei școli elementare. Și asta pentru că a fost influențat de Gheorghe, unchiul Anei și nașul lui Costică. Aha. Care de când Ion s-a căsătorit cu Florica, pe care și el o iubise de mult între cele două războaie mondiale, s-a apucat de băut, așa că el a simțit de timpuriu necesitatea construirii unui bufet modern luminat cu neon, pe lângă cele două bufete mai vechi, făcute înaintea primului război mondial. 1916. Înțelegând în cele din urmă că Vasile nu era împotriva lui, ci împotriva bufetului, primarul, care în străfundul sufletului este și el împotriva bufetului și pentru școala elementară, o ajută pe Tușa Marioara să-l convingă pe Gheorghe să nu-l mai dușmănească pe Ion și să nu mai bea. Să nu mai bea. Că tot nu poate rezolva problemele dintre cele două războaie și pe Teodor să nu se mai opună căsătoriei dintre Vasile și Ana și pe Costică să renunțe la construirea unui bufet modern luminat cu neon și să construiască o școală elementară luminată cu neon. Când școala elementară va fi gata, aici va fi înscris copilul Anei și a lui Vasile, care între timp au făcut nunta la bufetul vechi. Bufet vechi, nuntă nouă. Și cum vă spuneam, acțiunea se petrece într-un sat de pescari. Pentru că din când în când, pe ecran apare și o barcă. Păi barca era săracului care n-avea lotcă.